Bine ați venit! Mai este foarte puțin timp până veți susține examenul de evaluare națională la matematică. Îmi doresc să obțineți rezultatele la care ați visat să obțineți acea notă pentru care ați muncit în toți cei patru ani de gimnaziu și să ajungeți la liceul dorit. E foarte important să reușiți să vă concentrați, să nu stați prea mult în seara asta să lucrați, să mergeți odihniți la examen, încrezători și cu siguranță totul va fi bine. Sper ca subiectul de mâine să fie pe măsura muncii voastre, să fie un subiect care să vă ajute să puneți în valoare toate cunoștințele voastre, să le rezolvați cu drag, să simțiți bucuria unui examen și totul să se termine cu bine. În clipul de astăzi voi încerca să vă reamintesc punctele unde trebuie să fiți super atenți, astfel încât să nu pierdeți punctaj. Spre exemplu, la subiectul întâi, e foarte important să citiți cu atenție exercițiul 1. Am întâlnit mulți elevi care, din cauza emoțiilor, au greșit operațiile chiar de la primul exercițiu. Repetați exercițiul respectiv, îl faceți odată pe ciornă, încă o dată, astfel încât să fii sigur că ai făcut operația corectă. E foarte Probabil, sau e foarte posibil, ca din cauza emoțiilor, să greșești, să nu faci operația potrivită, să faci mai întâi scăderea în loc de împărțire și așa mai departe. Și atunci concentrați-vă, în primul rând, pe scrierea corectă a exercițiului, apoi pe efectuarea operațiilor în ordinea corespunzătoare. Mai departe, un alt lucru pe care aș vrea să-l precizez la subiectul întâi. Să aveți mare grijă la intervale. Dacă intervalul are o paranteză pătrată, înseamnă că intervalul este închis. Asta înseamnă că acea valoare aparține intervalului. Dacă intervalul are o paranteză rotundă, Înseamnă că el este deschis. Și atunci numărul respectiv nu se află în interval. Spre exemplu, aici ne întreabă care este cel mai mare număr natural din acest interval. Răspunsul e clar că nu poate fi 4, pentru că intervalul e deschis în 4. Și atunci răspunsul e clar 3. De exemplu, dacă v-aș fi întrebat care e cel mai mic număr natural care face parte din acest interval, răspunsul ar fi trebuit să fie 0, pentru că 0 e un număr natural. Dacă te-aș fi întrebat care este cel mai mic număr întreg care face parte din interval, atunci răspunsul ar fi fost minus 3, pentru că număr întreg înseamnă număr care poate fi și negativ. Mai departe, dacă ar fi să ne uităm la acest subiect, la exercițiul 3, avem două mulțimi. Vă reamintesc faptul că acest semn înseamnă reuniune. Ce înseamnă de fapt reuniune? Gândiți-vă la, reu la, o reuniune de familie. Reuniune de familie înseamnă că îi pui pe toți la un loc, practic. Așa și aici, reuniunea a două mulțimi este o mulțime formată cu elementele din ambele mulțimi, dar nu ai voie să le repeți. De exemplu, dacă ar fi să ne uităm la cele două mulțimi, putem să spunem că A reunit cu B, va fi egal cu 1, 2, 3, 4 și x. 3-ul și 1 sunt elemente care se repetă. Eu nu o să le scriu de două ori, eu le scriu o singură dată. Bun, și dacă eu știu că reuniunea este formată din 1, 2, 3, 4 și X, dar din exercițiu reuniunea este 1, 2, 3, 4, 5, atunci cât poate fi X-ul? Păi X-ul este elementul care lipsește, adică 5. Și în felul acesta îți dai seama exact de răspunsul corect. De asemenea, vă reamintesc faptul că acest simbol ne arată intersecția două mulțimi. Ce înseamnă intersecție? Intersecție de străzi, punct în care se întâlnesc două străzi. Cu alte cuvinte, intersecția două mulțimi sunt elementele comune din cele două mulțimi. Aveți mare grijă să nu încurcați aceste simboluri. Mai departe, dacă aveți de aflat, spre exemplu, unghiul dintre două drepte, cum este acest caz, unde vi se spune că VO este perpendicular pe planul de jos. Dacă tu știi că ai o dreaptă perpendiculară pe un plan, asta ce înseamnă? Înseamnă că ea formează unghiuri de 90 de grade. Dacă dreapta DK se află în planul de jos, cu siguranță unghiul dintre VO și DC este de 90 de grade. La fel dacă aș fi întrebat cât este măsura unghiului dintre VO și AB, tot 90 de grade era, pentru că orice dreaptă din planul de jos vei considera, unghiul va fi de 90 de grade. Repet încă o dată, dacă știi că VO e perpendicular pe ABC, e clar că ea formează unghiuri de 90 de grade cu orice dreaptă din planul de jos. Apoi, unde ar trebui voi să mai fiți foarte atenți, de exemplu la exercițiul acesta 2. E un exercițiu extrem de simplu, dar puteți să greșiți dacă nu sunteți atenți la calcule. Spre exemplu, dacă eu aș schimba și n-ar fi 5 ar fi 1 pe 5. În momentul în care le înmulțiți, extremii între ei, mezii între ei, dacă voi veți scrie 2x minus 1 ori 5 egal cu 3 ori 1, asta este greșit, pentru că tu trebuie să înmulțești numărul acesta cu 5. Cu alte cuvinte trebuie să pui între paranteze. Vă rog să nu uitați de paranteze. Parantezele sunt salvatoare. În schimb, dacă eu aș fi avut cum e aici, 2x minus 1 sub, supra 3 egal cu 5, nu aveam nevoie de paranteze, pentru că pe 5 mi-l imaginez ca fiind 5 supra 1. Și atunci 2x va fi egal cu 5 ori 3 și așa mai departe. Bineînțeles, puteam să pun și aici între paranteze 2x ori 1 egal cu 5 ori 3. Rețineți acest aspect. De exemplu și aici. Dacă ne uităm la exercițiul al doilea, observăm că avem x minus 4 pe 12 egal 1 pe 6. x minus 4 se înmulțește cu 6, dar trebuie să-l puneți între paranteze egal cu 12 ori 1. Haideți să vedem și aici exercițiul al treilea. Avem paranteze rotunde, asta înseamnă că vorbim despre un interval deschis. Bun, ne întreabă care este cel mai mic număr întreg din acest interval. E clar că nu are cum să fie minus 5 pentru că minus 5 nu face parte din interval. Și atunci răspunsul este minus 4 pentru că e un număr întreg aveți foarte mare grijă la ce se spune, dacă e număr întreg sau număr natural. Sunt convinsă că v-ați întâlnit de-a lungul vremii cu exerciții în care se cerea, se cerea fie număr natural, fie număr întreg. Mi-am și la simularea care a fost în decembrie, că mulți elevi au greșit din cauza acestui lucru. Nu au citit enunțul cu atenție. Dacă tu ai de aflat un număr întreg, înseamnă că el poate să fie și cu minus. Dacă ție ți se cere un număr natural, atunci el nu are cum să fie negativ. Fiți atenți și citiți exercițiul respectiv ca să fiți convinși că ceea ce ați făcut este corect. Nu vă lăsați păcăliți de ideea că, wow, e super ușor, subiectul 1 l-am terminat în 3 minute și am trecut mai departe." Dacă tot l-ai terminat repede, profită de timp și refăl ca să te asiguri că ai obținut totul corect. Cum este cel mai bine să refaci? Îți iei o ciornă și încerci să faci din nou fără să te uiți pe ceea ce ai rezolvat, ca să vezi dacă rezultatele pe care le obții acum sunt aceleași cu cele de mai devreme. E foarte important să verificați subiectul întâi, ar fi păcat să greșiți la subiectul întâi. Mai departe, exercițiul 6, spre exemplu, este un exercițiu unde mulți elevi au greșit și voi știți despre cine vorbesc. Aici se spunea că avem o diagramă în care este reprezentată distribuția celor 240 de elevi, apoi ni se spune că fiecare elev practică un singur sport. Conform informațiilor din diagramă, numărul elevilor care practică notul este egal cu păi ce ați făcut majoritatea dintre voi ați aflat voi frumos procentul elevilor care practică în notul și ați căzut din 100 pe 20, pe 15, pe 30 și pe 25. Bun, și apoi mi-ați dat răspunsul că este, nu știu, 15%. Care e total greșit. Ție nu-ți se cere procentul de elevi, ție-ți se cere numărul de elevi. Asta înseamnă că, bun, tu ai aflat procentul, dar du-te și răspunde la întrebare, adică du-te și calculează cât înseamnă 15%, spre exemplu, din 240 sau cât de acolo. Nu e important rezultatul, ci tehnica. Dacă ție în exercițiu îți cerea procentul elevilor. Atunci răspunsul ar fi fost un procent, dar ție îți cere numărul elevilor. Asta înseamnă că mai întâi afli procentul, apoi te duci să afli câți elevi numărul de elevi care practică sportul respectiv. Citiți cu foarte mare atenție enunțul. Nu vă lăsați păcăliți de faptul că eu am niște procente și atunci rezultatul e în procent. Nu neapărat. Dacă ție îți cere numărul elevilor, înseamnă că trebuie să dai un număr. Dacă îți cerea procentul elevilor, atunci rezultatul ar fi fost un procent. Fiți foarte atenți la subiectul întâi pentru că exercițiile sunt ușoare și ar fi păcat să pierdeți punctaj aici. Mergem mai departe la subiectul al doilea. La subiectul al doilea este foarte important ca la exercițiul 1, unde trebuie să faceți desenul, să respectați notația. Bineînțeles, să desenați ceea ce vi se cere, în cazul acesta, un triunghi dreptunghic, isoscel, dar să respectăm notația. Dacă eu scriu triunghiul ABC. Eu nu voi primi cele 5 puncte, voi primi 4 puncte. De ce? Pentru că eu nu am respectat faptul că triunghiul este dreptunghic în A. Și atunci trebuie să faci notația cum trebuie. A, B, C. Un alt, de exemplu, un alt caz unde ați putea greși. Dacă aveți de desenat un 4 să spunem că se numește ABCD. Aveți mare grijă la notație, pentru că dacă eu o să scriu A, B, C și D, Iarăși nu e corect, pentru că atunci când eu notez un patrulater, eu trebuie să merg circular, nu am voie să sar, să pun aici pe B și apoi să vin aici. Eu trebuie să-l scriu aici pe C și apoi vine D-ul. Eu trebuie să merg în același sens. Dacă eu am început din A și vin spre B, în felul acesta eu trebuie să notez. Nu sar de la o literă la alta. Aveți foarte mare grijă la acest lucru. Dacă ne anunțieți, se spune că trebuie să desenez ACDB paralelogram, spre exemplu, înseamnă că tu trebuie să scrii A, C, D și B. Trebuie să respecti exact notația de acolo. Mai departe, fiți foarte atenți la problemele care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. Spre exemplu, problema 3, unde vi se spune că dublul unui număr real este cu 6 mai mic decât jumătatea acestui număr. La orice problemă pe care o rezolvi cu ajutorul ecuațiilor, trebuie să notezi necunoscuta. Trebuie să spui efectiv în cuvinte. Notăm cu X, Numărul necunoscut. Nu săriți pe cea, peste acest. Pas, e foarte important să nu dezi necunoscuta. Fie ea că e o sumă de bani, fie că, nu știu, se referă la uh, numărul de probleme pe care le rezolvă un elev. Despre orice ar fi vorba, dacă tu rezolvi problema cu ajutorul ecuațiilor, trebuie să spui ce am notat eu cu A, ce am notat eu cu B, ca cel care îți corectează să știe exact la ce te-ai referit. Nu mergeți doar să, o, doar să o rezolvați, pur și simplu mă duc și scriu câteva ecuații pe foaie și le-am rezolvat. Te vei trezi că tu ai rezolvat problema corect și primești 3 puncte din 5, respect. Stați pași, notăm necunoscuta, scriem datele problemei. După care rezolvăm ecuația, verificăm soluția și scriem răspunsul. Trebuie să treceți prin toate aceste etape. Mergând la exercițiul al patrulea, aveți aici exponentul minus 1. Cu siguranță știți la ce se referă, însă vă reamintesc eu faptul că un număr ridicat la puterea minus 1 de fapt înseamnă inversul acelui număr, adică am 1 pe A. Nu faceți confuzie între inversul unui număr și opusul unui număr. Spre exemplu, inversul lui 2. Nu e minus 2, ci e 1 pe 2. De ce? Pentru că eu dacă vreau să-l scriu pe 2 ca o fracție, îl pot scrie pe 2 ca fiind de 2 pe 1 și atunci când îl inversez, el devine 1 pe 2, nu minus 2. Dacă ar fi să le scriem aici pe toate, avem așa, inversul lui 2 este 1 pe 2. Opusul lui 2 este minus 2, că înseamnă cu semn opus. Apoi, modulul lui 2 venea în felul acesta și bineînțeles că e 2. Apoi, rădăcina pătrată. Ce înseamnă rădăcină pătrată? Înseamnă radical din numărul respectiv. Haideți de fapt să le scriem la modul general, pentru că vă ajută mult mai mult la, mult mai mult. Dacă eu am un număr A, atunci opusul lui A e minus 2, inversul lui A e 1, opusul lui A este minus A, inversul lui A e 1 pe A, apoi rădăcina pătrată, Rădăcină pătrată înseamnă radical. Dacă nu știți denumirea aceasta, rețineți că radicalul unui număr înseamnă rădăcina pătrată. Iar valoarea absolută a unui număr înseamnă, de fapt, modulul acelui număr. Și, cu siguranță, știți cum se calculează. La exercițiile de calcul cu radicali, chiar dacă ți se pare greu, încearcă să scoți factorii de subradicari. Încearcă, înainte de a raționaliza... Să nu raționalizez cu radical din 12, radical din 27 și radical din 108, pentru că sunt numere mult prea mari. Scoți factorii de sub radical, apoi raționalizezi cu numărul potrivit. Încercați pe cât posibil să reduceți acei radicali, să-i faceți un pic mai mici, ca să lucrați mai ușor cu ei. Iar la exercițiul 5, la această expresie, cel mai bine ar fi să calculați pas cu pas, nu să desfaceți parantezile. Chiar dacă tu rezolvi calculul din paranteză, păstrează paranteza, până la final, când desfaci paranteza ținând cont de semne, pentru că dacă tu vei avea un minus în fața parantezei, acesta îți va schimba semnele. Uitați, spre exemplu, minusul acesta. Mie, practic, îmi dă 2 la a doua, minus x la a doua, să spunem. Dacă eu nu pun paranteze și scriu doar în felul acesta, e complet greșit. Eu trebuie să țin cont de ce am acolo. Dacă ar fi să lucrăm mai cu atenție și să vedem exact despre ce este vorba aici, haideți să scriu în felul acesta era 2 plus x pe lângă x minus 2. Un alt aspect, de exemplu, la care ar trebui să fiți atenți, este faptul că în paranteza aceasta, termenii nu se află în aceeași ordine. În prima paranteză avem 2 plus x, în a doua avem x minus 2. Când aveți o astfel de situație, întotdeauna luați ordinea lor din paranteza cu scăderea. Adunarea este o operație comutativă, dar scăderea nu este. Și atunci tu trebuie să te duci să iei ordinea termenilor din acea paranteză. Adică voi avea x la a doua minus 2 la a doua. E foarte important să rețineți acest lucru. Dacă în prima paranteză mă pot duce să scriu x plus 2, pentru că adunarea este o operație comutativă, în a doua paranteză nu am voie să scriu 2-x. Și atunci uitați cum minusul acesta va schimba operațiile. Încă o dată păstrați parantezele, aplicați formulele de calcul și ulterior desfaceți parantezele ținând cont de semne. O paranteză de felul acesta îți poate salva exercițiul. Mai departe, spre exemplu, dacă aveți de desenat un cub. Să spunem că am desenat aici un cub, care sunt notațiile la care trebuie să ai grijă? În primul rând trebuie să-l desenez corect, să vezi liniile punctate. Haideți să desenezi și un cub un pic mai frumos și să vedem cum trebuie să-l notăm corect. Dacă mie mi se spune că pe acest cub trebuie să-l notez cu A, B, C, D, A', prim, B', prim, C', prim, B, prim, primele litere sunt jos, A, B, C, D. Însă A prim trebuie să-i corespundă lui A, adică va fi aici. Eu nu am voie să-l pun pe A în dreptul lui D. Eu trebuie să respect notația. Am A apoi B prim, C prim și D Sper că vă este clar acest lucru. La fel cum am spus, de exemplu aici, la exercițiul 4, scoateți factorii de subradical. radical. Chiar dacă nu știi să rezolvi exercițiul și ți pare un exercițiu groaznic de greu, încearcă să faci ceva la el. Scoți factorii, de subradical, radical, măcar atât, măcar vei primi un punct din 5. Să, să sperăm. De exemplu, la, la punctul B, la, la acest exercițiu, vi se cere să calculați media aritmetică a numerelor A și B. Să spunem că tu nu ai reușit să obții rezultatul acesta. unul nu ți-a dat 401. 401. Când te vei duce să calculezi cât este media aritmetică, te rog să nu iei rezultatul tău. Dacă știi că e un rezultat greșit, nu-l lua mai departe pe el în considerare. Te duci și înlocuiești A-ul cu cât știi că trebuie să-ți dea, ca să nu pierzi punctajul și la B, măcar poate primești un anume punctaj la punctul B dacă la A nu vei reuși. Încă o dată, când te duci să calculezi media aritmetică la B, te duci cu A-ul, bun, A-ul pe care trebuia să-l obții tu, cât știai că trebuie să-ți da de la punctul A. Sper că vă este clar acest lucru. Un alt aspect pe care aș vrea să-l punctez la, la exercițiul 5, la expresie, este următorul lucru. Dacă expresia, să spunem că îți dă 5 indiferent de valoarea lui x, tu obții că E de x este 5. În momentul în care tu calculezi E de 1, E de 1 nu e 5 ori 1, nu e 5 ori altă valoare, ci pur și simplu 5, pentru că expresia ta este 5 indiferent de valoarea lui x. La fel E de 100 va fi tot 5, E de 1000 va fi tot 5. Adică dacă tu obții că expresia ta este pur și simplu un număr, expresia rămâne cu valoarea respectivă indiferent de numărul pe care îl pui. Mai departe, la subiectul al treilea, aș vrea să punctez câteva aspecte foarte importante. Spre exemplu, la exercițiul întâi. Să spunem că nu știi să calculezi punctul C, unde ți se cere aria trapezului. Sau poate nu știi să observi toate elementele. Scrie măcar formula aria lui ABCD este baza mare plus baza mică ori înălțimea pe 2. Și înlocuiește. Aria lui ABCD este AB în cazul acesta plus CD ori AD totul pe 2 măcar scrie formula Mulți dintre voi aveți tendința O oh, e subiectul al treilea nu-l mai fac că e greu nu privi așa lucrurile sau nu mai fac punctul C pentru că e greu. Încearcă să citești ce ai de făcut acolo, poate poți scrie măcar un lucru care să-ți dea un punct 2 din 5. E păcat să mergi la ideea că e greu și nu îl mai fac. Mergeți pe ideea de a face totul complet. La fel cum dacă vreți să obțineți note foarte bune, încercați să nu săriți etape. Spre exemplu, la punctul A, poate ar fi frumos să spui, fie punctul E la mijlocul lui BC, fie punctul F la mijlocul lui AD, rezultă că F este o linie mijlocie, iar din proprietățile liniei mijlocii din trapez, linia mijlocie este semisuma bazelor și așa mai departe. Încercați să nu săriți etape, scrie totul pe foaie, scrie toate gândurile tale. Nu mergeți de la ideea că oricum se subînțelege că e așa, e clar că e așa. Cel care îți corectează trebuie să știe exact ce ai gândit. Spre exemplu, la exercițiul al doilea punctul A, sunt convinsă că o parte dintre voi veți spune, a, păi da ce, la bază eu am un dreptunghi și atunci înseamnă că perimetru e 2 ori 8 plus 2 ori 4 și atunci e 16 plus 8, 24. Și mi-a dat corect, primești 5 puncte. Din păcate vei primi un singur punct dacă faci așa. Și te vei trezi că nota ta nu este cea pe care ți-o dorești, pentru că nu ai fost atent. Dacă tu vrei să primești punctajul complet, chiar dacă pierzi un minut, trebuie să scrii dacă eu am de aflat perimetrul lui ABCD. Trebuie să precizez, ABCD este un dreptunghi. Asta înseamnă că perimetrul său are formula 2 lungime plus 2 lățime. Adică perimetrul lui ABCD va fi 2AB plus 2BC. Și apoi mă duc să înlocuiesc. Dacă tu nu ai scris aceste trei rânduri, conform baremului, nu vei lua decât un punct sau două. Nu încercați să săriți etapele doar în ideea în care o oh, dai ușor și nu-l mai fac. Mergeți prin toate etapele. Încercați să puneți tot ce aveți voi mai bun în foaia respectivă la examen. Aveți două ore în care trebuie să valorificați toate cunoștințele voastre. Nu încercați să săriți peste etape. Spre exemplu, la punctul B. Nu știu să aflu măsura unghiului dintre AB prim și planul respectiv. Nu știu să fac măsura unghiului dintr-o dreaptă și un plan. Însă trebuie să știi măcar definiția, și anume că unghiul dintr-o dreaptă și un plan este unghiul dintre dreaptă și proiecția dreptei pe plan. Asta trebuie să știi. N-ai voie să nu știi asta. Bun, și atunci, eu scriu așa, că unghiul dintre AB și planul BCD prim va fi unghiul dintre AB și proiecția lui AB pe plan măcar atât să scrii. Nu știi să rezolvi mai departe, dar arată măcar faptul că tu știi definiția, tu știi ce înseamnă unghiul dintr-o dreaptă și un plan. Și mai departe, dacă nu știi cum să continui, asta e, dar poate vei primi măcar un punct pe acest lucru. Nu lăsați spații goale. Nu ai cum să primești punctaj dacă tu scrii B și nu faci nimic. Cum să primești punctaj? Și atunci încercați să scrieți ceva chiar și acolo unde aveți senzația că nu știți. De exemplu, aici, la punctul A, arătați că perimetrul pătratului BKMN este de 48 de cm. Bun, dar mi se spune că AB e de 12 cm. Ce treabă are asta cu pătratul? A, că te-ai gândit tu că o să fie toate de 12 și afli direct 4 ori 12 și îmi dă 48, da, vei primi un punct, nu vei primi 5. Dacă vrei să primești 5 puncte, trebuie să specifici. Pentru că ABCD este un romb, îmi rezultă că AB e egal cu BC și vor avea 12 cm. Adică latura pătratului este 12 cm. Din acest motiv, apoi voi spune că BK este un pătrat. Asta înseamnă că perimetrul său este 4 ori latura, adică 4 ori BC. Și avem 4 ori 12, care înseamnă 48 de centimetri. Și în felul acesta sunt convins că voi primi cele 5 puncte pe care eu le merit. Nu sunt lucruri difi dificile, sunt lucruri pe care voi le știți, voi le gândiți, pentru că altfel nu, a, nu ai reușit să rezolvi punctul acesta. Însă de cele mai multe ori voi treceți peste, crezând că nu sunt importante. Sunt foarte importante. Orice gândești, trebuie să scrii pe foaia de examen ca să fii convins că vei fi punctat și vei lua nota pe care ți-o dorești. De exemplu, la 2. A. Arătați că aria patrulaterului ABCD este de 1200 de cm și eu centimetri pătrați. Și eu știu că am un dreptunghi. Eu nu mă duc direct și scriu că e lungime ori lățime. Eu trebuie să scriu frumos. ABCD este un dreptunghi. Asta înseamnă că aria lui ABCD va fi lungime ori lățime și înlocuiesc am AB ori BC și abia acum înlocuiesc cu 30 ori 40 și spun cât îmi dă. Vă rog să scrieți despre ce vorbiți acolo, despre un triunghi, despre un pătrat, despre un dreptunghi și așa mai departe. Nu încercați să săriți etape. Și mai spun încă o dată, chiar dacă nu știi cum să faci, încearcă să găsești o modalitate prin care să scrii ceva. Spre exemplu, la punctul B de aici. Ni se cerea să arătăm că OF e paralelă cu planul respectiv. Dacă eu vreau să arăt că o dreaptă e paralelă cu un plan, teoria spune foarte clar. Pentru a arăta că o dreaptă e paralelă cu un plan, trebuie să caut o dreaptă în acel plan cu care dreapta mea să fie paralelă. Și atunci eu mă uit, o f, oare cu cine ar putea să fie paralelă din planul acesta? Haideți să colorez și planul. Și le iau la rând. Dacă observ vreo paralelă directă, bine, dacă nu trebuie să mă construiesc. Și mă gândesc, ar putea o f să fie paralelă cu mă în niciun caz. Sau cu M, E, nici atât. Și atunci stau și mă gândesc dacă aș putea eu demonstra că O fui paralelă cu D, E. Dacă nu-ți vine nicio idee prin care să demonstrezi, scrie măcar atât că O fui paralel cu D, E. O, D, E este inclusă în planul M, D, -E și atunci îți rezultă că O fui paralel cu tot planul. Și -a, luat, luat măcar o parte din punctaj, dar nu, nu lași locul liber, nu l lași necompletat. Dacă vrei să scrii complet și frumos, trebuie să te legi de faptul că e, e la mijlocul, că fuie la mijlocul lui EB, o este la mijlocul lui DB pentru că este intersecția diagonalelor din dreptunghi. Asta înseamnă că O F e o linie mijlocie în triunghiul DEB. Dacă este o linie mijlocie în triunghiul DEB, înseamnă că O F e paralel cu DE, dar DE se află în planul respectiv și atunci rezultă că dreapta noastră este paralelă cu planul. Așa cum am spus mai devreme, cei care vreți să obțineți note foarte bune, fiți foarte atenți la detalii, specificați orice lucru mărunt care ți se pare evident. Nu sări. Adică cum a fost aici, eu o să scriu direct că F e la mijloc și O e la mijloc. Mijloc DB și mijloc EB și să spun că e linie mijlocie și mai departe. Eu deja am sărit cel puțin două etape. De ce fui la mijloc? De ce o e la mijloc? Trebuie să dau justificare. Și atunci, de exemplu, justificarea pentru o este următoarea. Tu știi că ABCD este un dreptunghi, iar diagonalele AC și BD se intersectează în punctul O. De aici rezultă, din proprietățile dreptunghiului, că punctul O va fi mijlocul lui DB. Apoi, din ipoteză, noi știm că e, F e egal cu FB. Asta știm de aici. Bun, dacă e, F e egal cu FB, rezultă că F este mijlocul lui EB. Și atunci, noi luăm separat în triunghiul DEB. O este la mijlocul lui DB, F este la mijlocul lui EB, și atunci din asta rezultă că OF este linie mijlocie în triunghiul DEB. Și atunci din proprietățile liniei mijlocii o să ne rezultă că OF este paralelă cu a treia latura triunghiului, adică cu DE. Dar DE se află în planul MDE și atunci rezultă că OF e paralelă cu tot planul. Am scris puțin mai mult, dar în felul acesta. Ne-am asigurat că demonstrația pe care am făcut-o este completă. Încercați, dacă vreți, notă foarte bună să nu săriți etapele. Sunt lucruri simple. Cu siguranță subiectul va fi unul accesibil, va fi un subiect frumos. Eu cel puțin asta îmi doresc. Și atunci ar fi păcat să pierdeți pe detalii de felul acesta. Încercați mâine, în cele două ore, să nu aveți emoții, să vă concentrați asupra subiectului. Chiar dacă la o primă vedere, prima impresie este că subiectul e greu. Nimic nu e greu pe lumea asta, doar noi, dacă ne dorim cu adevărat un lucru, vom reuși să ne schimbăm percepția, astfel încât să plecăm de la ideea că, oricât de greu mi-ar fi mie, e greu și celuilalt. Și atunci, totuși, trebuie să fac ceva ca să reușesc să am nota pe măsura așteptărilor mele. Chiar dacă poate. Nu vei reuși să faci un exercițiu complet. Gândește-te că e un pas important că l-ai făcut măcar pe jumătate. Dacă îți dorești cu adevărat, cu siguranță vei reuși să faci ceva. Încercați să vă concentrați, să fiți odihniți și sigur va fi bine totul mâine la examen. Vă aștept mâine să-mi spuneți exact cum a fost și să rezolvăm împreună subiectul. Să sperăm cu toții, veți lua note mari. Mult succes!